Bulcă, bună ziua! Acum, nu foarte mult timp, luna iunie, dacă mi-amintesc corect, ieșați de la guvern alături de Robert Negoiță și de alți colegi de-ai dumneavoastră din Asociația Municipiilor. După o discuție cu premierul Viorica Dăncilă, care promitea că la rectificarea bugetară le va da primăriilor banii luați prin adoptarea legii bugetului. Iată că acum se apropie rectificarea bugetară. Cum vedeți promisiunea făcută atunci? S-a îndeplinit, nu s-a îndeplinit, urmează să se îndeplinească? Așa cum ați văzut reacția primarilor, promisiunea nu s-a îndeplinit. De fapt, bugetul României este în deficit foarte mare, de aceea Ministerul Finanțelor s-a împrumutat și a luat bani din administrația locală, în special de la comunitățile mari. Așa a pierdut Aradul anul trecut 16 milioane de euro, anul acesta 12 milioane de euro. Bani care se duceau în dezvoltare, bani care mergeau în relația directă cu cetățenii, iar astăzi banii rămân la nivel guvernamental pentru a rezolva problemele de deficit și problemele generate de clientela politică. Premierul Viorica Dăncilă vorbea astăzi despre, pe lângă faptul că spunea că rectificarea bugetară va fi una pozitivă, este una pozitivă și că va acomoda și salarii și pensii și investiții, vorbea despre celebrul PNDL și anunța că îl va suplimenta cu 1 miliard de lei. Cum vedeți această suplimentare? Va fi benefică primarilor? Va fi benefică comunităților locale? Așa cum ați văzut, s-au luat bani de la educație, s-au luat bani de la administrația locală, s-au luat bani de la transporturi, se strâng într-un pumn și trebuie să vină primarii ca și vrăbiuța la pumnul primului ministru să primească câte o bobiță, deși din localitatea lor a plecat, să zicem, porumbul mare. Genul acesta de centralizare este păgubos și nu dă rezultat. Și ați văzut, dezamăgirea este inclusiv în rândul primarilor PSD. Nu așa se face politică. De aceea am spus că Partidul Național Liberal trebuie să facă o ofertă clară a ceea ce înseamnă descentralizarea atât financiară cât și instituțională și să gândim corect relația administrație locală cetățean. Cetățeanul trebuie să fie prioritar atât pe ceea ce înseamnă sistem de dezvoltare, dar și ordine publică, după ce am văzut ce se întâmplă la nivelul țării, la ceea ce înseamnă educație, toate aceste lucruri se îndeplinesc ca eficiență în administrația locală. Pornind de la faptul că suntem sub guvernare PSD și încă PSD-ALDE, iar lucrurile arată așa cum arată, cu deficitul bugetar pe care îl avem, cu promisiunile făcute și parte dintre ele neonorate, cum anticipați că se vor descurca comunitățile locale? Haideți să vorbim despre marile municipii, pentru că ați păstorit Aradul atâta vreme. Se descurcă din ce în ce mai greu, pentru că au pierdut din fonduri. Își reduc investițiile, șansa noastră sunt fonduri europene, dar așa cum știți, și acolo s-au blocat proiectele. La Arad s-a blocat un proiect de 10 tramvaie, la Oradea la fel, la Cluj la fel, la Timișoara la fel, la Iași la fel, adică în marile orașe, în acest moment, ministerul nu semnează proiectele. Gândiți-vă că la Arad, din luna noiembrie, centura de sud-est a municipiului Arad este la guvern și până astăzi ministrul nu a putut să semneze acel contract care înseamnă finanțare europeană pentru România și pentru Arad. Asta arată de fapt că și singura resursă importantă, cea a fondurilor europene, este astăzi blocată de către guvern. Și regretul meu este că partidele din opoziție nu militează toate pentru a realiza o presiune pentru ca acest guvern să aprobe bani europeni către administrația locală.